La dispoziția dumneavoastră și a domnului Daniel Briciu vă invită pentru aproximativ 30 de minute într-o călătorie prin credință pe tărâmul fascinant și mirific al împărăției lui Dumnezeu. Poate o să vă întrebați unii, dar ai fost tu vreodată acolo ca să poți să ne spui cum este? Da, dragii mei, în fiecare zi inima mea poposește pe aceste meleaguri cerești. Nu le văd cu ochii aceștia de carne, dar le văd prin credință. Sunt acolo și inima mea le adoră, căci sunt minunate. Sunteți mulți care n-ați vizitat niciodată America, n-ați văzut acele locuri, dar sunteți convinși că ele există pentru că alții le-au văzut și au povestit despre ele. Poate v-ați și gândit cum v-ar sta pe acele meleaguri pitorești. Avem, ca oameni, această capacitate de a visa, de a ne imagina unele lucruri pe care nu le putem atinge fizic. Credeți că la voia întâmplării Dumnezeu ne-a dat această capacitate, aceste abilități? Nu uitați că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, spunea apostolul Pavel, iar Psalmul 1 ne învață să cugetăm zi și noapte la legea Domnului. Domnul Iisus a coborât la noi și ne-a spus cât de frumos este acolo. Apostolul Pavel a avut parte de o răpire sufletească și a văzut lucruri deosebite în împărăția cerească. N-a știut cum să le descrie în termeni omenești, ci doar a spus lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt aceste lucruri, spunea el. Apoi, în cartea Apocalipsa, apostolul Ioan vede prin Duhul scene cerești desfășurându-se în fața ochilor lui și mărturisește și el despre minunile de nedescris ale Ierusalimului ceresc, despre străzile de aur și poarta de mărgăritar, despre pomul vieții și tronul de lumină. Acestea, dragii mei, sunt realități care ne așteaptă pe toți cei care, aici jos pe pământul trecător, ne dăm toate silințele să trăim așa cum El, Domnul, ne cere. De fapt, toți cei ce am fost înfiați de Domnul Iisus suntem frații Lui și copii ai Tatălui, cetățeni împreună cu sfinții, spunea același apostol Pavel. Cu alte cuvinte, toți copiii lui Dumnezeu au cel puțin dublă cetățenie, a țării în care locuiesc și a cerului pe care îl doresc. De aceea, dragii mei, când mai spun că doresc să facem o călătorie pe meleagurile patriei de sus, să nu vi se pară un lucru aberant. Acum, doar Duhul nostru poate să se bucure de aceste călătorii, dar vine vremea când și trupurile noastre slăvite, îmbrăcate în nemurire, vor putea să facă aceste voiaje și nu pentru o zi sau pentru o lună, ci pentru eternitate. Cuvântul Domnului pe care vreau să-l citesc pentru dumneavoastră astăzi se află în Evanghelia lui Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19, până la versetul 31 inclusiv. Haideți dar cu reverență și umilință să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns:
dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Scumpii mei, acesta este cuvântul Domnului, așa cum Duhul Sfânt i-l-a inspirat evanghelistului Luca. Și dorim ca din el astăzi Domnul din nou să împărtășească cu noi din tainele sale minunate. Ne vom ruga mai întâi. Cerescule Părinte, din nou inimile noastre vor să se supună în ascultare și în smerenie, înaintea ta, la picioarele tale, tu, marele nostru învățător. Stăm înaintea ta, o Doamne, pentru că vrem să căpătăm și în această zi știință cerească, pentru ca să înțelegem și să putem discerne bine adevărurile sfinte pe care tu vrei să ni le comunici de falsurile și înșelăciunile acestei lumii. Vrem ca și astăzi, Doamne, tu să ne înveți din tainele Evangheliei tale, ca să înțelegem care este calea care duce spre ceruri și cum putem să ajungem în siguranță acolo. Te rugăm, o Doamne, să ne pregătești inimile noastre. Te rugăm să ne ajut să ni le deschidem, Doamne, și să dăm la o parte orice prejudecăți ale religiei noastre, ale culturii noastre, și noi să înțelegem că Tu ne vorbești și apoi să ne ajuți, o Doamne, să împlinim ceea ce Tu ne-ai spus, pentru că Tu ne-ai învățat că numai cei care vor asculta de cuvântul Tău și vor împlini cu viețile lor vor fi fericiți și aici și dincolo. De aceea, Doamne, lasă Duhul Tău peste noi ca întreaga această lucrare să fie sub privirea Lui și sub călăuzirea Lui și spre beneficiul nostru etern. Amin. Chiar dacă vocea nu mi-este la parametrii ei obișnuiți, nădăjduiesc totuși că în această zi voi putea să am acest mesaj pentru dumneavoastră, iar dumneavoastră îl veți putea și înțelege. Am hotărât ca din cuvântul lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul Său, să am și astăzi un mesaj de prezentare a Evangheliei pentru toți cei ce au inimi deschise și urechi de auzit. Poate că și astăzi vor fi unele învățături care n-au să se potrivească cu părerile unora dintre noi. Nu-i nicio problemă, dragii mei, deschidem Biblia și ea ne va spune care este adevărul. Și eu, ca om, mă pot înșela cu ușurință, dar Cuvântul Sfânt rămâne, scumpii mei, ca standard suprem pentru orice învățătură spirituală. Nu am nici cea mai mică dorință de a vă determina pe vreunul dintre dumneavoastră să credeți ce cred eu, dar am totuși o dorință și încă una puternică să vă ajut să înțelegeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să credeți din toată inima acest cuvânt. Altfel, toată religiozitatea noastră și toate sacrificiile noastre, oricât de mari vor fi fost, nu vor avea nicio valoare, nicio rezonanță în ziua de judecată. În prima epistolă a sa către credincioșii din Corint, în capitolul 15, apostolul Pavel exprimă același gând cu cuvintele: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut, spunea el. Biblia ne spune că este și o credință degeaba. Nici unul dintre noi n-ar vrea ca la capăt de drum Domnul să-i spună: degeaba ai făcut atâtea lucruri, degeaba ai alergat atât, degeaba, căci nu vei intra în împărăția mea. Eu cred că toți acei care audiați acest mesaj aveți o dorință bună de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, în eternitatea fericită, unde regele regilor și împăratul împăraților este Iisus Hristos, Domnul. De aceea, scumpii mei, primiți cu bucurie și sinceritate și mesajul de astăzi, ca să puteți afla adevărul, iar acest adevăr să ne poată face liberi. Liberi de păcat, liberi pentru o viață nouă de credință, liberi pentru Hristos. Într-una din zile, când învăța pe popor, Domnul Iisus le prezintă o pildă mai puțin obișnuită, care a fost de natură a-i pune pe gânduri pe toți religioșii vremii aceleia. Mesajul ei rămâne și astăzi la fel de actual ca și atunci, pentru că adevărurile dumnezeiești nu se schimbă. În pilda aceasta sunt trei personaje cu care Domnul Iisus ne face cunoștință: un om bogat, un sărac numit Lazar și Avraam, părintele credinței. Privim acum cu ochii credinței mai întâi la omul bogat din povestea noastră. Lui nu îi se precizează deloc numele. Motivul pentru care Domnul Iisus nu îl spune este că el
nu l-avea scris în cartea vieții. Celor ce au numele scris acolo, Domnul le va da o piatră nouă și albă pe care le va fi scris un nume nou și pe care îl vor purta o veșnicie, ne spune cartea Apocalipsei. Dar pentru că bogatul n-avea numele scris în cartea vieții, Domnul Iisus spune doar atât: un om bogat. În iad, cei ce vor ajunge acolo n-au nume, n-au identitate, ci doar un suflet care va fi chinuit în vecii vecilor. Așa ne spune Domnul Iisus încă în mai multe rânduri. Despre omul bogat ni se spune că în fiecare zi se îmbrăca foarte elegant, după moda zilelor acelora, și ducea o viață plină de veselie și strălucire. Știți cum putem interpreta lucrul acesta în termenii zilelor noastre? Problema financiară nu se punea la el, nu știu de unde și nu știu câți, dar avea bani mulți. Nu trebuia să muncească pentru pâinea cea de toate zilele, munceau alții pentru el. Singura lui preocupare, ne spune Biblia, că era să se îmbrace foarte elegant și să se distreze. Chefuri, ospețe, mese cu prietenii, destrăbălare și păcat. Iată cum poate fi catalogată viața zilnică a acestui om. Problema lui cea mai mare nu era bogăția, ci faptul că nu se gândea deloc la sufletul lui. În loc să înțeleagă și să caute pe Dumnezeu, cel care putea da adevărata fericire și mântuirea sufletului său, el ignora orice avertizare, spunând ca mulți dintre semenii noștri de astăzi: cine știe ce-o fi dincolo? Cine știe dacă e adevărat sau nu cu viața veșnică? Eu cel puțin am viața aceasta și vreau să o trăiesc după bunul meu plac. Ce-o mai fi după moarte? Vom vedea. Cam acesta este tiparul de gândire a multor, așa zis, creștini și astăzi, fie săraci, fie bogați. Să nu credeți că numai bogații sunt predispuși la a-și risipi șansa de mântuire. Sunt și mulți săraci sau mai puțin săraci care aleargă zi și noapte pentru cele de trebuință traiului și dacă îi întreb ce fac pentru sufletul lor, ei spun că sunt ocupați cu munca și n-au timp de Dumnezeu. Duminica ei merg la lucru chiar dacă ar avea posibilitatea să meargă la biserică. Mulți bogați și săraci se vor justifica zadarnic în ziua de judecată, pentru că au nesocotit nevoia sufletului lor de a fi mântuit. Este în pilda noastră și un alt personaj, Lazar, un sărac plin de bube care zăcea, spune Biblia, la ușa celui bogat. Încercați să vă imaginați scena aceasta. În fiecare zi când bogatul intra sau ieșea, Lazar era prezent, Lazar era acolo. Poate că îl mai gonea din când în când, dar el revenea în dorința de a fi ajutat cu ceva, de a mânca măcar fărâmiturile de la mesele festive ale bogatului. Credeți că la voia întâmplării stătea săracul acolo? Dumnezeu îl pusese pentru că voia să mântuiască și sufletul bogatului. Dacă bogatul ar fi avut ochi de văzut, el și-ar fi dat seama că toate sunt trecătoare, că toate se strică, toate pierd și se duc. Voia Domnul să mai taie din elanul său pentru plăcerile lumii. Se gândea Domnul că atunci când bogatul îl va vedea pe Lazar în starea lui deplorabilă, plin de bube, plin de răni, îi va pieri pofta după distracție și plăceri. Dar și bogatul avea tactica lui. Se uita în cealaltă parte, ca nu cumva să vadă bubele săracului și lucrul acesta să-i strice cheful lui după plăceri. Bubele lui Lazar nu se asortau cu bucuria și fericirea pe care el le căuta în lucrurile acestei lumi. Săracul spera să se poată bucura măcar de niște resturi de la masa acestuia, dar se pare că nici pe acestea nu le primea. Totuși, în mijlocul suferințelor sale, săracul n-a fost singur. Dumnezeu a trimis câțiva câini care lingeau rănile lui Lazar în lipsă de asistență medicală corespunzătoare. Poate o să spuneți că n-a fost igienic, dar avea bietul om o altă posibilitate de a-și trata boala? În casa bogatului nu s-au găsit fașe de legat și nici apă ca să spele rănile lui. Bogatul a preferat ca să dea mai degrabă banii aceștia pe plăcerile de o clipă ale păcatului decât să investească pentru vindecarea bietului Lazar. Anii au trecut și amândoi și-au sfârșit călătoria pe pământ. Moartea lor însă n-a pus capăt povestirii noastre. Moartea lor a dus doar la o schimbare de decor.
pentru că moartea în trupul de țărână este doar poarta prin care trecem spre dimensiunea cealaltă, spre împărăția lui Dumnezeu sau spre împărăția întunericului. Înainte de a vedea cum stau lucrurile în acest nou decor unde au intrat sufletele lor, aș vrea să facem o precizare necesară. Bogatul n-a ajuns în locuința morților doar pentru că a fost bogat și săracul n-a ajuns în sânul lui Avram doar pentru că a fost sărac. Haideți să facem o scurtă călătorie la înmormântarea celor doi. Când a murit săracul, abia s-au găsit câțiva oameni care să-l ia cu un cearșaf cu scârbă ca să nu se atingă de rănile lui molipsitoare și să-l pună apoi într-o groapă săpată rudimentar undeva în pământ. Nu l-a jelit nimeni, doar câinii cu care se împrietenise i-au mai simțit pentru o vreme lipsa. Bogatul s-a bucurat. Gardurile lui frumoase, casa lui deosebită, nu arătau destul de estetic atunci când Lazar cerșea de milă. S-a bucurat că a scăpat de el. Credea că nu o să-l mai vadă niciodată. Dar curând s-au reîntâlnit, mult mai curând decât credea el. La înmormântarea lui, care s-a făcut cu mult fast și cu mulți oaspeți, soborul de preoți de la templu îl lăuda pentru că fusese un om de vază, pentru că ajutase sinagoga și templul. Nu știu dacă în timpul acela se trimiteau cei morți în locuri de verdeață cu atâta ușurință ca și astăzi, dar cu certitudine toți se bucurau și credeau chiar că sufletul lui a fost mântuit. În timpul slujbei de înmormântare, când erau rostite pentru el fericiri de tot felul, sufletul lui era în locuința morților în chinuri groasnice. Încercați să vă imaginați această scenă în plan mental. Pe pământ, preoții templului care oficiau înmormântarea îl trimiteau spre locuri de odihnă, ziceau ei, iar doar la un pas de ei, în dimensiunea locuinței morților, el cerșea un strop de apă, doar unul. Ce bine ar fi fost, se gândea el, să fi spălat măcar o dată rănile lui Lazar, acum sigur aș fi primit și eu pentru apa aceea un pahar cu apă care să-mi aline setea aceasta teribilă. În pilda noastră apare acum și un al treilea personaj, Avram, părintele credinței. Lazar, cel care odată fusese plin de bube, acum într-un trup nou, curat, un trup de slavă, era acolo împreună cu Avram și cu cei ce plecaseră mai dinainte și se bucurau în prezența lui Dumnezeu. Locul în care intrase Lazar era raiul, sau sânul lui Avram, cum îl numise Domnul Iisus. Rușinat de Lazar, cel pe care atâția ani l-a ignorat, dar și foarte surprins că îl vede acolo, bogatul nu îi se adresează acestuia, ci lui Avram. Știți ce mă face pe mine să cred că și bogatul fusese religios în felul său? Se roagă lui Avram. Pe pământ n-a avut niciodată timp de rugăciune, fusese prea ocupat cu plăcerile lui. Și oricum, de ce să se fi rugat, spunea el atunci. De bani nu ducea lipsă, de sănătos era sănătos, ce nevoie avea el de Dumnezeu? Și totuși, iată că îl vedem în chinuri, într-o văpaie continuă ce-l mistuia într-una. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine, se roagă el acum. În locuința morților, dincolo de pragul acestei vieți trecătoare, rugăciunea nu mai are nicio valoare și nu primește niciun răspuns. O, cum ar fi vrut poate Avram să-l ajute pe cel bogat. Avram, plin de milă pentru oamenii din Sodoma și Gomora, mijlocise odată înaintea lui Dumnezeu cu multă dragoste, dar atunci s-a putut face ceva, atunci a fost posibil, acum însă nu. Ce credeți dumneavoastră dacă un om pe pământ, cât trăiește în trupul acesta, are mii de ocazii să spună un da pentru Hristos și nu o face? Este oare corect înaintea lui Dumnezeu ca El, Domnul, să-i mai dea încă o șansă dincolo? Bineînțeles că nu. Odată ajuns pe tărâmul celălalt, nimic nu se mai poate face. Dacă așa stau lucrurile, dați-mi voie, dragii mei, să pun acum o necesară întrebare. De ce bisericile tradiționale, cea ortodoxă și catolică, ai căror membri îi respectăm și iubim, propovăduiesc învățături care sunt în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu? De ce se mai fac astăzi slujbe plătite pentru sufletele celor morți, dacă oricum
Biblia ne spune că nu se mai poate face nimic dincolo. Nu cumva sunt doar interese materiale la mijloc? Fiule, i-a spus Avram bogatului, aici Lazar este mângâiat, iar tu ești chinuit. Nu-i spune Avram că numai pentru o vreme este chinuit bogatul, după care intervine clemența divină. Nu, pentru eternitate vei fi chinuit, pentru că dincolo tu ți-ai ales lucrurile bune, cu alte cuvinte, lucrurile care ți s-au părut ție că sunt bune. Lazar și-a ales lucrurile rele, de aceea el este aici mângâiat. Expresia aceasta, și-a ales lucrurile rele, care indică o acțiune voită, mă face să cred că Lazar n-a fost dintotdeauna sărac și bolnav. A fost probabil un moment în viața lui când a hotărât ca banii lui, la fel ca văduva săracă odinioară, iar după momentul acesta să se fi îmbolnăvit și să fi ajuns în această stare. Vor spune unii repede, ce fel de Dumnezeu este acesta care nu își ajută copiii și nu își binecuvântează? Oare n-a spus Dumnezeu că va binecuvânta pe cei ce dăruiesc din avutul lor pentru el? De ce nu l-a binecuvântat Dumnezeu pe Lazar și l-a lăsat să ajungă într-o stare atât de deplorabilă? Nu știu, dragii mei, acesta este răspunsul. Nu știu de ce s-a întâmplat așa, dar pot să afirm că Lazar a fost credincios, pentru că fără credință este cu neputință să ajungem în ceruri și să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Mai departe, în continuarea dialogului cu bogatul disperat de pe acum, Avram vorbește despre o prăpastie între cele două tărâmuri spirituale, între locuința morților și raiul lui Dumnezeu. Din nou, doctrina catolică învață pe oameni și despre un al treilea loc numit purgatoriu, unde sufletele celor păcătoși stau într-o anticameră a bunătății lui Dumnezeu, ca într-un fel de închisoare spirituală, iar după terminarea pedepsei, toți, dar absolut toți, ajung în raiul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost așa, de ce n-ar fi tăcut bogatul și să fi spus, lasă că trece perioada asta de penitență și cumva tot ajung eu acolo sus? Să rămânem, dragii mei, însă la învățătura Scripturii, care este adevărată, și să nu alimentăm inimile oamenilor cu speranțe deșarte că mai este o șansă de mântuire după moarte. Domnul Iisus spune că omul trăiește o singură dată, după care vine judecata. Iar în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 10, ni se spune că, citez, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca să dăm socoteala fiecare după binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam în trup. Prima tentativă de a cere clemență, iată dar că a eșuat și bogatul a înțeles că nu se mai poate face nimic. Acum însă el formulează o altă rugăciune. Am în casa tatălui meu 5 frați. Trimite, rogu-te, pe Lazar să le spună ce se întâmplă aici, ca nu cumva să vină și ei în acest loc de chin. Frații lui, tovarăși de pahar și de plăceri cu el, mai erau încă pe pământ și probabil continuau să facă aceleași lucruri pe care le făcuse și fratele lor, care acum era în locuința morților. Deci, pe lângă faptul că rugăciunea în iad nu se acceptă și nici pocăința, pentru că este prea târziu, vedem că nici manifestarea dragostei lui pentru frații lui nu mai era rezonantă pentru cer, nu mai era importantă. Este un timp, dragii mei, în care trebuie să ne arătăm compasiunea și dragostea pentru alții. În iad este deja prea târziu. De aceea Avram îi răspunde, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Cu alte cuvinte, au legea lui Moise și scrierile prorocilor să le împlinească și vor fi fericiți. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce cineva din morți la ei, ei se vor pocăi. Am o întrebare pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Cine i-a spus bogatului că pocăința îi poate feri pe oameni de iad, în speță pe frații lui? Ascultați încă o dată răspunsul lui. Nu, părinte Avrame, căci dacă se va duce cineva la ei din morți, ei se vor pocăi. Cu alte cuvinte, pocăindu-se, ei nu vor veni în iad ca și el. Cine i-a spus oare bogatului, revin cu întrebarea mea, despre pocăință? În iad nu se mai pot face studii biblice. Eu cred că la nivel teoretic el știa ce are de făcut, dar nu s-a sinchisit niciodată să împlinească practic acele lucruri pe care le cunoștea.
Unul care spunea odată că este pocăit, dar care o cam scălda cu pocăința, a furat și el odată ceva, iar un vecin de-al lui i-a spus: "Tu ești pocăit? Tu nu știi că pocăiții n-au voie să fure?" Cine i-a spus acelui om că nu-i voie să fure? Știa prea bine. Cine nu știe astăzi că nu-i voie să furi, că nu-i voie să minți? Cine nu știe astăzi că pocăința este singura opțiune care ne poate scăpa de iad? Toți știm. Toți știm, dragii mei, dar nu toți suntem gata să și plătim un preț. Ne amăgim cu religia noastră, ne ascundem după faptele noastre bune pe care le mai facem din când în când și ne mințim singuri, în timp ce fiecare zi ne aduce tot mai aproape de locul în care chiar acum se află în chinuri bogatul. Avraam i-a răspuns bogatului: "Dacă frații tăi ne ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă cineva ar învia din morți." Această afirmație are și un caracter profetic. Domnul Iisus murise și înviase apoi, dar puțini, foarte puțini, l-au crezut. Dacă nu credem Scripturile, dragii mei, și pe cei ce propovăduiesc adevărul lor, nici dacă am vedea pe cineva înviat din morți, n-am crede, pentru că minunile, atenție, nu au capacitatea de a-i face pe oameni să creadă, ci doar să întărească credința celor ce deja cred în Dumnezeu. Mii de vindecați de Iisus ar fi putut să vină la crucea sa și să spună: "Eu am fost vindecat de El, El este Fiul lui Dumnezeu, uitați-vă ce a făcut în viața mea." Dar toți l-au părăsit și chiar unii din cei ce au fost vindecați de El, poate că la cruce l-au hulit. Vreau să concluzionez acum cu câteva idei asupra cărora aș vrea ca dumneavoastră, dragii mei, să meditați. 1. Ceea ce facem aici afectează eternitatea. Ceea ce facem aici pe pământ, în trup, ne afectează mai degrabă sau mai târziu eternitatea în care cu certitudine toți vom intra. Să nu fim neînțelepți umblând după lucrurile trecătoare, ci, dragii mei, să umblăm mai ales după lucrurile eterne. În al doilea rând, un alt adevăr care reiese cu multă evidență din textul pe care l-am citit astăzi este că pocăința este singura care ne duce de pe pământ direct spre raiul lui Dumnezeu, singura modalitate, singura cale. Ea este singurul instrument pe care Domnul l-a lăsat la dispoziția oricărui om pentru ca omul să se poată bucura de viața veșnică pe care Iisus o dă în dar celor ce cred în El. Un al treilea adevăr pe care trebuie să-l desprindem de aici și cu care aș vrea să rămânem este acesta: decizia ta trebuie luată acum, cât timp mai ești în viață. După ce ajungi dincolo, nimeni și nimic nu te mai poate ajuta. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, spune Scriptura, nu-ți împietri inima. Cu aceste gânduri, închei mesajul de astăzi, mulțumindu-vă pentru atenție, cu speranța că veți împlini tot ce ați auzit că Domnul Iisus ne cere. Pentru bogat a fost un prea târziu. Pentru acei dintre dumneavoastră care mă ascultați acum, încă nu este prea târziu. Fiți înțelepți și acceptați oferta lui Iisus. Nu auziți strigătul de durere al sufletului dumneavoastră. El nu vrea să ajungă în chin. El n-a fost destinat, n-a fost creat ca să ajungă acolo. Astăzi mai este milă și îndurare la poala crucii. Astăzi Dumnezeu se mai îndură de cei care îl caută. Ferice de aceia care vor împlini aceste cuvinte. Amin.